30 de ani de existență este deja un palmares de apreciat în longevitatea voastră. Felicitări în primul rând pentru viziunea de a exista. Cred că asta am apreciat. Că cineva a preluat această viziune de a pune în operă un vis care probabil mulți l-au avut la nivel ideatic. Existența unei televiziuni creștine care să promoveze adevărul și valorile, care să rezerve o frecvență în care se va spune adevărul și minciunile nu vor exista. Într-o lume care este aglomerată cu zarvă și larmă și gălăgie și non-valoare, chiar era necesar un loc unde să poți să găsești adevăr, unde să poți să îndrept și să îndrum pe cei care sunt în căutare și care să știi că vor găsi valori care duc la viață. Mulțumim pentru îndrăzneala și curajul de a păși în credință în instituirea acestui canal de televiziune și felicitări pentru creativitate, pentru diversitate, pentru diversele mijloace prin care publicați, de la literatură scrisă până la animație și emisiuni live de produse în studiourile voastre care se adresează copiilor sau adulților sau oamenilor care caută, oamenilor care au nevoie de maturizare și dezvoltare personală, spirituală. Mulțumim pentru spiritul nedogmatic în care abordați problemele care preocupă pe creștini, cât și pe cei necredincioși sau care sunt în căutarea destinului lor spiritual. Binecuvântăm în acest sezon în care valorile creștine tradiționale sunt tot mai mult expuse atacului de anihilare și de diluare a esenței lor și a pertinenței lor pentru omul modern și postmodern și post-postmodern. Mulțumim că aduceți argumente, că aduceți mărturie pentru perenitatea valorilor în care noi, ca și neam creștin, am crezut de-a lungul veacurilor. Mulțumim că ați luptat luptele, ați trecut testele, ați depășit pragurile și ați făcut logistic și eforturi spirituale și materiale și mentale și emoționale pentru a continua să existați și a emite pe undele și frecvențele rezervate pentru acest canal material care să încurajeze sufletul, care să promoveze în continuare adevărul și să împlinească misiunea pe care Iisus Hristos a lăsat-o cu noi, Biserica, de a propovădui vestea cea bună până la marginile Pământului. Mulțumiri, felicitări și mult succes în continuare în acest efort supraomenesc, care merită susținut, care merită încurajat și binecuvântat. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.